De unde această relație mai specială cu lumea operei, cu lumea scenei, cu acest miracol numit pe scurt operă? Are o origine pe care am descoperit-o, am căutat-o în ultimii ani să mi-o descifrez și eu, datorită prietenilor care mă puneau mereu aceeași întrebare. De unde pasiunea asta pentru operă la un chirurg care stă ore întregi într-o sală de operație? Deci ne-ați destăinuit, sunteți la bază chirurg, da? Chirurg maxilofacial, actualmente pensionar. Pasiunea aceasta are, în primul rând, origine intrinsecă din familie. Am fost pregătit în familie, poate inconștient, dar foarte cu multă răbdare, în special de către mama mea, care cânta la pian, se acompania, avea o voce foarte plăcută și îmi făcea o deosebită plăcere să o ascult. Născut în secolul trecut, în Cluj, timp de 10 ani am trăit cu părinții în Hunedoara și în regiunea Hunedoara în timpul războiului. Am revenit pentru 5 ani în Hunedoara. Tatăl meu era director la direcția silvică a Hunedoarei pe atunci, a combinatului, iar mama mea profesoară de latină și limba română. Venind în Cluj, am avut șansa să locuiesc la 300 de metri de operă. Adică de locul unde ne aflăm acum. Exact, față de acest templu. Și la vreo 500 de metri mi-era școala, liceul de băieți numărul 3. Veneam de la actualmente Racoviță. Însă, în ianuarie 51, la vârsta de 11 ani, am venit pentru prima dată, am intrat în acest templu să văd o operă pentru care mama m-a pregătit oarecum, mi-a povestit despre ce e vorba, ce se întâmplă, vine unul, cântă altul, cântă doi, pleacă patru. Era foarte important că s-a făcut o intrare, o pregătire. Mi-a spus despre ce e vorba, am venit și prin asta m-a și provocat, mi-a venit. Cum spun, am fost foarte curios să văd ce se întâmplă cu și era și subiectul interesant. Am intrat în sală, pur și simplu, tot ce mi-a povestit maică mi-a fost de zeci de ori mai frumos când am văzut vocile, orchestra, decorurile. Atunci v-a prins miracolul. Atunci a început, m-a piscat. Aha. Am revenit la operă destul de des, pe timpul acela erau și matinee, duminica la ora 11 sau la ora 3 după masă. La spectacole seara veneam cu părinții, însă după un an, doi, am început să vin singur la matinee. În plus, prin clasa a 7-a, aveam deci vreo 13 ani, aveam patru colegi care și ei erau amatori de operă și făceau figurație la operă. M-au luat și pe mine. Unul dintre ei era colegul meu de bancă, Dan Serbac. Dan Serbac? Da, colegul meu de bancă, care nu știam nici unul pe atunci că va deveni un mare cântăreț de operă. Și am venit, făceam figurație. Ei, figurația la teatru și la operă, că făceam la două, era pentru noi o cinste. Era o onoare să pășim pe scenă alături. Vă întâlneați pe coridoare. Aceste personaje la care ne uitam cu mare admirație. Dar vreau să vă spun al doilea factor care pe mine, într-adevăr, m-a apropiat pe veci de operă, a fost acest templu, acest ansamblu extraordinar de artiști pe care l-am găsit în această operă. Am în 51 vorbesc, 52, 53, mă refer acum până la perioada 60, în primii 10 ani. Ei, am întâlnit așa zis și maestri încă, Ana Roja Vasiliu,
Suzana Coman, Bosica, Stella Simonetti, Lia Hubic, Mărcuș Anca, bărbați, frații Almășan, Teodor Carabiberi, venise, erau Gogu Simionescu, bariton, Constantin Ursulescu, baș, marele Constantin Ujeicu, Ion Avrigianu. Era o pleiadă de artiști fantastici, dirijori, Alexandru Taban, Eugen Lazar, Anatol Chisagi. Era o echipă care cerea respect și admirație. Dinu Bădescu, am uitat să-l spun, Dinu Bădescu, mare, care era, tot Cluj era la picioarele lui, al lui Ana Roja, dar nu numai pe scenă, ci și pe stradă. În viața de zi cu zi. Când îi vedeai, întorceai capul. Spuneți-mi, vă rog, erau spectacole pe care le-ați vizionat de mai multe ori? Da, sigur. Pentru că se purta pe vremuri? Absolut. Veneam... Sau în alte distribuții? Nu, sau... Eram curios să revăd spectacolul și să revăd pe alți cântăreți, pentru că în aceeași perioadă, 51, pe urmă, se împletau deja, apăruse o echipă tânără de cântăreți care urmau să facă o carieră extraordinară. Lucia Stănescu, Livia Lizianu, să spun la femei, Elena Vătafu, Vâlcoviciu, Ion Pizo, Alexandru Racolcea, Fânățeanu, David Ohanezean, Enigărescu, Ion Budoiu, Ion Trifa, discutăm cu dumneavoastră, Teodor Anastasiu, spun de toți care am înțeles. Toată această discuție o purtăm cu dumneavoastră în zilele când e o mare sărbătoare aici, în acest templu, ca să vă parafrazez pe dumneavoastră. Stagiunea cu numărul 100. Așa cum ați enumerat tot ce ați văzut, tot pe cei pe care i-ați cunoscut, ați putea să concepeți, să scrieți absolut toată biografia aceasta. Spuneți-mi, vă rog. E scrisă. Este scrisă, știu. E scrisă aici și aici. Și în inimă, da? Da. Da, am uitat să spun, tot în anii 50 a apăruse Mugur Bogdan, un tânăr care fusese figurant pe scenă înainte, figurant, și echipa lui de figurație de atunci, care au devenit toți judecători, avocați, erau aplaudați după primul act în Carmen, aveau o bătaie care trebuia să o execute acolo de către maestru Pellegrini, învățase, și apăruse Mugur Bogdan pe scenă și m-am speriat, eu nu știam cine era Mugur Bogdan. Când l-am văzut pe scenă, zic, ăsta este cel de la bătaie. Și noi făceam în timpul ăla figurație și doream și noi să ajungem la aplauze în Carmen cum grupa lui. Dumneavoastră v-ați dorit vreodată să deveniți cântăreți al operei? Înainte sau după ce ați absolvit medicina? Am încercat vocea și mi-am dat seama că nu pot să fiu ceva... Ați fost atât de autocritic? Da, sigur. Da, sigur. Și am avut o atracție pentru medicină. Nu am dus la medicină numai ca să concurez pe timpul acela 40 pe un loc. Așa era intrarea, 40 pe un loc și mai bine. Și în plus, în anul când eu am dat admiterea la medicină, au fost încă două probleme în plus. Eram primul an care absolva cu 10 ani, era anul de sacrificiu cu 10 ani și deci terminau și cei cu 11 și cu 10. În plus, n-am avut voie o anumită categorie să participăm decât o singură dată la un număr limitat de locuri.
de intrare erau 75% pentru fii de muncitori și țărani. Da, deci ceea ce, exista această, ceea ce această directivă. Era o departajare inegală, pentru că doi, între noi, între colegi, nu trebuia să știm, tu ai intrat așa că ești fiu de țăran sau de muncitor și eu a trebuit să mă lupt pe alea 15 locuri și tu ai avut, știu eu, 60. Vreau să spun, în anii 60 a venit generația mea și nu pot să nu enumăr niște, chiar vă rog, niște nume care îmi sunt dragi și pe care, la care am fost de față la debuturi. Erau colegi de generație. Dan Serbac și Ionel Pantea au fost la același liceu cu mine, de exemplu, și i-am urmărit și în timpul conservatorului. Mai țineți legătura cu Ionel Pantea? Da, sigur. El și... fiind la în Luxemburg, nu? Acum este în Ungaria. În Ungaria? Da. Geta Orlovski, Angela Nemes, Mircea Moisa, Constantin Zaharia, Anișoara. Pe urmă a fost o pleiadă de cântăreți, Emil German, cu care în străinătate am fost prieteni foarte buni. Au fost o pleiadă de cântăreți, pe urmă, care au venit în străinătate. Eu plecasem în 74 cu un contract de muncă pe 2 ani în Algeria. Am lucrat 2 ani, m-am dus conferențiar, după 3 ani am devenit profesor, șef de clinică și am mai rămas 4 ani. Deci 6 ani în perioada algeriană, să spun așa, frumoasă, când erau musulmani, dar nu erau islamiști. Spuneți-mi, mă rog, toate aceste personalități, acești monștri sacri pe care i-ați enumerat, cu care ați fost prieten, coleg de școală, coleg de bancă, după spectacole, veneau către dumneavoastră să vă întrebe ca pe un bun prieten, cum ți s-a părut în seara aceasta spectacolul? Minunată întrebare pentru mine. Vă rog. Ați ridicat așa, acum drag. Am avut șansa ca dintre maestri încă Ana Roja, Lia Hubic, Suzana Coman-Bosica, Florea Sulpischi să mă invite și să-i cunosc privat. I-am vizitat acasă de nenumărate ori cu doamna Ana Roja între anii 70-74. Aproape zilnic ne întâlneam la ora prânzului, după prânz, între ora 3 și 5, când eu eram liber de la clinică, în casa profesorului Bilegan, unde la o cafeluță povestea cu umorul cunoscut, cu nonșalanța și era formidabilă. În afară de artiștii de pe scenă cântăreți, au fost dirijorii, maestrii de cor, regizorii pe care i-am cunoscut și i-am apreciat. Am fost, de exemplu, la debutul maestrului Petre Zbârcea, tânărul Petre Zbârcea, în 56 sau 57, în fine, 57 cred, Nunta lui Figaro, cu el dirijat. Atunci s-a văzut, asta va fi un mare dirijor. Pe urmă, debutul ca și maestru de cor al lui Ion Iancu, care a devenit pe urmă dirijor. Amândoi, cei pomeniți mari dirijori, cu timp au devenit și directori de operă. Pe urmă, erau regizorii. Maestru Angel Ionescu Arbore, Viorel Gomboșiu, Ilie Balea, care încerca să introducă o regie mai actuală, mai modernă, pe urmă... Era acceptată această linie mai modernă? Da, n-a exagerat. Poate un flaut fermecat care a fost mai puțin bine primit, dar a fost
foarte în ordine. În același timp, maestru Arbore a făcut niște regii absolut noi. Și pot să spun că cu dânsul a început adevărata regie modernă la Cluj. Pe urmă erau pictorii scenografi, Codrea, Mihai Nemeș, Valeriu Vasilescu, maestru de cor Mild, pe urmă a venit Emil Maxim. Pentru mine, într-adevăr, această prietenie care s-a legat treptat, treptat, m-au primit, ca, cum spuneam, unii deja ca și elev în casa lor, dar pe urmă când eram student și pe urmă medic, am legat prietenii foarte strânse cu aproape toți artiștii, fie că erau pe scenă, fie că erau în orchestră. Și după spectacole, eu participam la facultatea de seară de operă. Ați auzit de așa ceva? Nu. Facultatea de seară, că erau facultățile de seară pe timpul acela. Ei, opera avea și ea facultatea de seară, care era la Casa Armatei, în colț, la Coarci, la Feribacii. Acolo... Ce însemna? Se adunau artiștii la restaurantul Casei Armatei. Ah, deci asta era. La restaurantul Casei Armatei. La un șpriț. Și la mai multe. Și la mai multe, da. Dar veneau artiștii care cântaseră, dar și care stăteau în lojă și urmăreau. Și începea discuția, dezbaterea. Sinceră, fără bârfe. Supărări erau? Nu, când erau mici polemici, intervenea unul din orchestră. El avea un alt auz și își spunea cuvântul. Mi-aduc aminte la o discuție foarte aprinsă când Nea Dorel Anastasiu, tenorul Teodor Anastasiu, chiar l-a chemat pe Poduțiu, care era suflător în orchestrul celebru, așa, și l-a chemat. Ei, spune tu! Era o critică la adresa dânsului. Este adevărat sau nu? Și dumneavoastră ați participat la aceste cursuri, sigur, ale facultății, sigur, acolo, serale. Da, sigur, și acolo am luat notițe. Acolo ați putut să acolo învățați foarte mult. Și pe urmă, în casă la Teodor Anastasiu, la Vasile Bărbieru, cu Mugur Bogdan, Geta Orlovski, cu Angela Nemes, a fost o perioadă când ne întâlneam deseori, Margareta Rădulescu Pusi, care a fost o mare artistă și ea, dar... Care erau problemele artiștilor la vremea aceea, în afară de faptul că erau probleme generale ale populației? Am uitat să amintesc soții Vasile. Oricum nu avem Chetană, cum să acoperim totul. Care a fost problema? Problema lor, știți care a fost? Care? Doreau să fie distribuiți. Asta era... Singura lor dorință. Să fie distribuiți. Și pentru asta, dar pentru și asta erau, se luptau. Gândiți-vă că erau spectacole luni, miercuri, vineri, duminică. Uneori duminica erau două spectacole, matine și seara. Plus, o dată sau de două pe săptămână erau și turnee în prejurim, Bistrița, Alba Iulia, Turda. Atunci se mai deplasa opera în diferite. Da, cu autobuz care se mai defecta și mai aștepta. Și dumneavoastră v-ați dus în astfel de deplasări? Nu, n-am fost în deplasări cu ei aici. Am mai avut parte de o întâmplare nostimă. Era în 67 sau 67, premieră Così fan tutte. Director era domnul profesor Merișescu. Cu 20 de minute înainte de premieră, de spectacol, dirijorul a avut o criză și nu mai putea să se miște. Era blocat.
Știau că eu sunt în sală deja, că trecusem deja pe la cabine să-i salut pe prieteni, că erau toți prieteni de-a mei care debutau, era premieră, și m-au chemat să văd ce este cu dirijorul. Într-adevăr, dirijorul nu putea în seara aceea să dirigeze. Mi-au dat cheile de la subsol, unde era cabinetul medical. Pe timpul acela era desființat postul de medic al operei, existase de ani de zile, era doctorul Gheorghe, s-a desființat acest post. A fost un accident în urmă cu vreo lună pe care eu l-am operat în clinică, întâmplarea a făcut că eram de gardă. A mai fost încă un accident, și ăsta al treilea, deja i-a dat de gândit directorului. În fine, spectacolul a fost preluat de către corepetitoarea care a pregătit spectacolul. Da, care cunoștea tot. Adrian Lojkovic și a dirijat perfect spectacolul fără nicio Adrian Lecșai, parcă, și a dirijat perfect spectacolul. Dirijorul titular, după o lună de repaus, a revenit perfect. Așa, însă directorul a venit și m-a rugat și ați rezolvat problema. Dacă pot să preiau postul de medic și voluntar. Ce ați făcut? I-am spus, eu nu pot să fiu în operă pentru că eram cadru didactic la chirurgia maxilofacială, aveam seara între 6 și 7 contravizită obligatorie, de-abia apucam să ajung la 7:30. Am spus, când pot, sunt aici, oricând, vin și sâmbătă când nu sunt de gardă, duminica, oricând sunt aici, vin la repetiții când nu am după masă cu studenții lucrări practice, dar nu pot să-mi iau obligația și totuși timp de aproape toată stagiunea asta, aceea am rezolvat un fel. Domnule doctor, suntem i-am cunoscut foarte bine atunci și mai bine pe artiști. Am înțeles. Suntem în acest an centenar, în acest an festiv. Cum vedeți dumneavoastră tineretul, tinerii? Sunt interesați de tot ce înseamnă operă? Dacă îi puneți în oglindă, dacă îi faceți o paralelă între cum ați fost dumneavoastră ca și student față de acest templu și cum sunt tinerii de astăzi față de această operă națională la cei 100 de ani? Eu trăiesc în două lumi. Dumneavoastră vreți să știți de tineretul clujan, mă închipui. Tineretul clujan care și pe mine mă interesează mai mult în fond. Ei n-au șansa noastră. N-au șansa noastră pentru că nu au posibilitatea să vadă atâtea spectacole. Motivul pentru care nu sunt atâtea spectacole, îl las să-l dezbată cei care răspunde aceasta. Eu spun, eu din partea publicului, sincer, nu văd să se dezvolte pasionați ai operei fără spectacole. Doar că faptul că sala este plină, asta și pe timpul lui Ceaușescu, lumea înfometată când vedea că erau 4 în fața unui aprozar gol, mai veneau încă 6 într-o oră, erau 50, niciunul nu știa dacă este ceva, va fi ceva, numai era înfometată să fie ceva. Așa e și aici, dacă ai 2 spectacole, 5, 6, 10 pe lună, e prea puțin. Lumea e înfometată și vine, Clujul are acum 400.000 sau cât locuitori, plus studenții. E adevărat, ei au acum alte distracții. Noi nu aveam telefon, nu aveam cluburi. Pentru noi, o seară la opera era o festivitate și ne pregăteam, o așteptam, deși tot la 2 seri veneam. Dar veneam și aveam fiecare câte o cravată. Aveți așa un vis al dumneavoastră cum ar trebui să arate un repertoriu
al Operei Naționale în anul de grație 2019? La cum să nu aș avea, dar este o utopie ca eu să-mi expun o dorință necunoscând posibilitățile reale. Totuși. Simplu, totuși, să fie cel puțin ca și în tinerețea mea. Atunci îl vedeam pe scenă pe Verdi, alături de Wagner, de Mozart, de Massenet, Donizetti, Puccini, plus operete românești, care sunt printre ele minunate. Poate că puțin știu că există și o operă Năpasta, care din păcate... Ei, Ana Lugojana, simplu de făcut, de jucat și... Sunt multe, multe sugestii, dar trebuie să cunosc posibilitățile reale care le și au. Și suntem chiar la final acum. Și în orice caz, lipsesc și opere din repertoriul rusesc. Tchaikovsky s-a jucat acum 2-3 ani ceva, dar sunt atâtea alte opere. Pe urmă, baletul. Baletul. De balet nu am spus nimica și îmi pare rău că l-am respectat, l-am iubit și l-am aplaudat. Au fost mari artiști în balet. Poate merită să faceți cândva o emisiune pentru balet. Că în mod sigur, vom avea timp pentru că tot acest an este sub egida acestui centenar. Domnule doctor, chiar la final suntem acum. La această discuție, care ar fi, pe de o parte, mesajul dumneavoastră către publicul iubitor de operă clujan, pe de o parte, și pe de altă parte, către acești artiști care pășesc zi de zi pe scena acestei opere, fac spectacole și care sunt contemporanii noștri ai operei care este la centenar? Spectacolele pe care le fac artiștii sunt pentru public. Deci, mesajul meu este pentru amândoi în același timp. Pentru artiști cât și pentru public. Să aibă parte de o stagiune acum a centenarului și apoi zeci de alte stagiuni din ce în ce mai bine consolidate, bogate în program și în alt nivel artistic, așa încât atât ansamblul operei, soliștii, să fie mulțumiți că au un rol pe scenă, iar spectatorii să fie mulțumiți că au ce aplauda.